Franciza Rompetrol Partener se extinde la Cugir în baza unui parteneriat de durată între Rompetrol și o firmă locală. Rompetrol Downstream, divizia de retail a grupului KMG International în România, deținătoarea Petromidiei Năvodari, a deschis recent o nouă stație de carburant sub franciza Rompetrol Partener în orașul Cugir, județul Alba. Investiția totală se ridică la circa 1 milion de euro și a fost realizată de un partener de tradiție al Rompetrol în județul Alba. Stația partener Cugir este a 21-a stație deschisă în franciza Rompetrol în ultimii 3 ani. Prin programul Rompetrol Partener continuăm să ne consolidăm poziția de piață, să ne dezvoltăm rețeaua de stații de carburanți în întreaga țară și să venim în întâmpinarea clienților noștri cu produse și servicii de înaltă calitate. Sistemul pe care l-am implementat oferă partenerilor un know-how necesar dezvoltării într-un business extrem de competitiv și antrenant, declară Serghei Șefcenco, general manager al Rompetrol Downstream. Stația din Cugir a fost proiectată și realizată în acord cu cele mai înalte standarde în domeniu și respectă toate normele Rompetrol privind asigurarea calității produselor comercializate, a impactului asupra mediului și a măsurilor de siguranță și confort pentru clienți. La nivel local, aceasta a generat 15 noi locuri de muncă. Lansat în 2002, conceptul Rompetrol Partener aduce în piața din România un model de business coerent, dar și dezvoltarea unei relații echilibrate și benefice între ambele părți implicate. Pentru Rompetrol, extinderea rețelei de stații de carburanți în toată țara, iar pentru parteneri, posibilitatea de modernizare a stației și de creșterea cifrei de afaceri prin asocierea cu unul dintre cele mai importante branduri din România.